Bine m-am găsit, prieteni, atât că astăzi genericul emisiunii se potrivește mai bine ca oricând. Este într-adevăr o atmosferă de înmormântare în studio, astfel și miroasă, într-adevăr, ca în biserică. E ca și cum am fi ieșit de la o slujbă dintre asta de pomenire, după cum ați văzut. Să-l salutăm și noi pe domnul Iurie Darie, că am înțeles că se află alături de noi. Exact, nu știu unde că v-aș spune. Noi încă n-am încercat să luăm legătura cu dânsul. Nici nu cred că ne-ar fi de mare folos să aflăm ce spune un om trecut de 80 de ani sau în orice caz în jurul vârstei astea. Eu nu știu exact cum e pe lumea cealaltă, cum se punctează și cum se măsoară. Am avut ocazia să aflăm astăzi, dar sincer să fiu, în prima parte a emisiunii am fost cam distrat. N-am fost atent, că dacă am fi pus și noi o întrebare, măcar prin SMS, cred că primeam răspunsul, că ați văzut că se putea citi Paștele și peste două milenii. Cred că ne-ar fi putut spune exact cum trece viața pe lângă moarte pe lumea cealaltă și am fi fost poate un pic mai împăcați. În orice caz, ne-am simțit ca în vremurile în care OTV-ul răzbea cu minciuna, cu impostura și își trimitea telespectatorii la culcare abia pe la 6 dimineața când obosea și domnul Dan. Cred că singura mare gafă a producătoarei și a moderatoarei în această seară, am văzut că au fost foarte împlinite amândouă când au plecat, este că n-au pus-o pe doamna Pandrea să-l cheme pe Iura de aici, direct. Eu cred că un mic efort ala Dan Diaconescu așa, acum nici Dan Diaconescu nu e chiar Biblia. Noi ne inspirăm din el, dar putem să facem mai mult decât el. Dan Diaconescu n-a fost decât un țăran. Sigur, talentat la afaceri, bun meșteșugar, un meșter de ăsta, dar noi putem să facem mai mult decât el. Ce ar fi fost, de exemplu, să încercăm să aducem duhul lui Iura direct în studio? Aici, că e o gaură suficientă, să fi făcut un foc, nu știu, doamna să fi vorbit cu el 4 ceasuri, să sară peste vorbitul de acasă. Asta e dacă nu te pricepi. Asta e dacă n-ai personalitate și face misiunile doar așa ca să treacă. Putem noi să intri un pic în ea, dacă tot ai dus spectacolul ridicol absolut, puteai măcar să o propui, că asta dusă cu Pluta, probabil că nu s-ar fi sfiit să-l cheme aici în direct un pic, da? Și făceam un praznic de ăsta, mai chemam și noi, veneam, mai vărsam o lacrimă și ar fi fost o seară perfectă. Să știți că uitându-mă peste ziarele de mâine, recunosc. Suntem într-adevăr într-o țară macabră, într-o țară muribundă, n-ar fi nimic de spus aici. N-ar fi nimic de spus, doar dacă te-ai pricepe să vorbești despre morți. Uite, noi, de exemplu, ne pricepem. Noi suntem cei care am lansat la apă faimosul mort al zilei, pe care sigur că l-am abandonat mai mult decât ar fi fost cazul la un moment dat, pentru că am îngropat sute, vorba lui Vântu, sub dealurile emisiunii. Sute am îngropat, duceam în fiecare zi la groapă câte unul. La un moment dat am devenit și noi mai pretențioși și ați văzut că am mai lăsat așa morții să se descurce și pe alte căi. Devenisem destul de complicați, că fiecare familie de mort trebuia să apeleze la noi. Era deja mai greu după ce notorietatea rubricii devenise extraordinară. Alții însă nu știu să-i vorbească pe morți de bine sau de rău sau de moarte sau de ce ori vrei. Noi am fost cei care i-am redat Vioricăi Ciotoi, lui George Nag și altor valori republicane strălucirea pe care n-au avut-o niciodată. Noi am vorbit de toți rahați, pardon, de toate valorile alea, așa, ca despre niște morți remarcabili. Da? Noi suntem cei care comemorăm cu dărnicie în stânga și în dreapta. E adevărat, de la mari personalități până la fitecine, că cu toții pe lumea cealaltă au parte, să spune, cam de același tratament. Chiar așa mă și gândeam în seara asta, după ce ni s-a ridicat mingea la fileu cu această expoziție de nou valori un pic mai devreme, că avem câteva exemple de morți pe care ar trebui în sfârșit să-i creionăm, să-i pictăm așa cum numai noi știm să o facem și cum alții încearcă în zadar să ne copieze. De exemplu, la grădina zoologică din Timișoara, că noi suntem cei care murim și de grija animalelor, țineți minte cu pantera aia neagră ucisă la Băneasa, cât am discutat. N-am văzut pe niciun schilot dintre ăsta multimiliardar să se răscoale, să se ducă, să-i dea pe aia judecată. Sau tot noi am fost cei care am încercat să facem dreptate panterei. Care e vorba între noi trecuse printr-un câine maidanez atunci ca trenul, ca expresul de Shanghai, printr-o gară, printr-o haltă de aia chinezească la 4500 de metri altitudine. Cam așa s-a dus și pantera pe
spre Maidanezul ăla, l-a făcut una cu pământul și după aia s-a urcat pe gardul, să spun, al închisorii, nu? Al grădinii zoologice, unde a fost împușcată mortal de bou ăla care apucase primul la pușcă, în loc să tranquilizeze animalul, l-a împușcat definitiv. 100.000 de euro era așa la prima strigare, un leș de panteră neagră la vremea respectivă. Dacă ar fi ajuns la Băneasa, cred că scutea cartierul respectiv de mulți turnători. Și nu numai de turnători, cred că și de pițipoance. Ar fi fost într-adevăr o lovitură pentru noi și o dramă pentru ei, dar uite că, din păcate, nenorocitul ăla i-a curmat viața fără să vrea. Deci țin minte această scenă. Uite că s-a mai întâmplat una. În orașul Nicolae Roibu, primarul Palmierilor, la Timișoara așadar, Nicolae Roibu îl cheamă, Roibu era ăla parcă de umbla în pielea goală, țin eu minte, de ăla, judecătorul. Da, ăsta e Nicolae Roibu. La Timișoara a fost adusă o zebră de la grădina zoologică din Libereț, în Cehia, donată grădinii zoologice din Timișoara. În prima zi, evident, animalul, pe numele său, Cheimoeș, pentru că așa se pronunță, nume portughez, probabil că Libereț venise din Portugalia de undeva, sau din vreo insulă aparținând Portugaliei. Ei bine, ajungând la grădina zoologică din Timișoara, a avut parte de tot fastul din lume. Vă dați seama, Roibu și-a chemat oamenii, atârnătorii lui, care erau cu aparatele de filmat acolo, multă lume, ca la urs, probabil că se dădea și un pic de mâncare, ceva, o fasole, niște sarmale, ca să contrabalanseze drama că Sfânta Parascheva era la vreo 400-500 de kilometri mai spre est, să nu moară timișoreanul de grija prostului. Și atunci lumea s-a înghesuit, aparate, urlete, răgete, zebra a nebunit. Zebra a nebunit, a început să sară în stânga, în dreapta, ăștia și-au pus mâinile în cap. Roibu, dar pe lângă Roibu și directul direcției de mediu din primăria Timișoara, Adrian Bere, îl cheamă pe ăsta, Adrian Bere, care făcuse și el tot posibilul ca această zebră să aibă parte de o zi ca în filme la inaugurarea prezenței sale la Zoo Timișoara. E bine, animalul de atâta stres a reușit să scape din cușcă, ăștia nebuniți, Roibu, exact ca Dorin Vișan în filme. Și-a pus mâna în cap și a zis, mă, demit ăștia, trebuie să fug după animal. Bere, la fel. Și-a pus mâinile și el în ce avea deasupra capului și-a fugit și el să prindă zebra. Zebra de groază, la un moment dat, văzând că situația este înfiorătoare, aia prinseseră făclip acolo, s-a întors înapoi în țarc, dar în confuzia generală care s-a creat și după întoarcerea ei, pune-i mă ăla, pune-i capul, opă-i, hai, dă-i, a mai fugit odată. A reușit să scape așadar de două ori din cușcă, din țar cu ei, în aceeași zi, ziua inaugurării, așa, și a fugit și s-a aruncat într-un lac. În cadrul grădinii zoologice se pare că există un lac, cum de altfel există și la noi, la Băneasa, este lacul ăla pe care mor pelicanii de frig și de sete și de foame. A sărit într-un lac de 3 metri, am înțeles. Bere, când a văzut, a spus, gata, de data asta eu nu mai scap, rămân fără slujbă. S-a aruncat după zebră, după ce probabil că s-a eliberat de carde, poza lui Iura, de cheile de la Mercedes sau de la BMW, probabil. BMW trebuia să aibă unul ca Bere. Și-a lăsat în genul și a sărit în apă după zebră. Zebra, văzându-l pe Bere lângă ea, i-a dat niște copite direct în falcălul ăsta, după care s-a lăsat spre fundul lacului ca să moară, să-și găsească undeva liniștea. Deci a preferat să se sinucidă în fața atmosferei create de acești tâmpiți de la grădina zoologică din Timișoara. Bere este la spital în momentul de față, cu răni serioase cauzate de copitele animalului, pe care n-a mai reușit să-l salveze, dar cred că o stradă îi va purta numele. O stradă se va numi în Timișoara, va fi, să zicem așa, Alea Florin Călinescu și după aia una perpendiculară pe ea, așa cu o viață în ea, cu niște discoteci, poate chiar cu niște bordeluri, în fine, ceva care unde viața să pulseze, se va numi strada Adrian Bere. N-ar fi rău ca și medicul veterinar al grădinii zoologice, Mihai Arfenie, sau Afrenie, Dumnezeu știe cum îl cheamă, și ăsta a sărit în apă, ăsta s-a putea să moară totuși, că a sărit, să nu fi cu hainele pe el, n-a mai apucat să-și, dar nu avea cardul la el, vă dați seama de la cât de rece era apa, Afrenie ăsta s-ar putea să facă o
pneumonie ceva și să se curețe și el, atunci probabil că un scoar îi va purta și lui numele. În orice caz, Zebra o au ăștia pe conștiință. Cred că la ora la care vorbim, cântă Turcescu la ora asta? Cântă, cântă, cântă. Artiștii cântă la 11 și 8 minute. Iată-l pe Robert al nostru. Asta, apropo, ca să nu uităm, ținem pumnii lui Robert Turcescu să ia bănuțul și de acolo, că am înțeles că el nu cântă pe nimic. Și bine face toți artiștii. Uite, Antonia, 20.000 de euro pentru o reclamă la pantofi. Dar să vă să duce Robert Turcescu până la Cluj ca să cânte pentru niște alune, pentru niște cacaiuet de-astea, pentru niște semințe. Nu, eu spun bănuți, am înțeles că am mai făcut astfel de chestiuni și prin București, când pentru 2 milioane de lei vechi, 200 de lei. Astăzi măsluia concursurile și lua el bănuții. Oh, așa zice lumea, oamenii care sigur sunt invidioși. Vedeți, oamenii știți că așa sunt în România, așa și cu artiștii, da? Toți îi critică, săracii, nimeni nu se gândește că ei și-au pus viața în slujba unor aplauze, îmi țineți minte leitmotivul ăsta. Pentru ei publicul să-i aplaude, ei nu dau doi bani pe public, dar aveau nevoie de el, că dacă publicul nu venea, bineînțeles că nu-și luau nici ei mălaiul, nu ajungeau cunoscuți și așa mai departe. Deci să-i ținem pumnii, Robert Turcescu, ia-ți tu bănuțul și vino liniștit să nu uiți că mâine seară totuși ai emisiune la 9:30, sper să vorbești despre altceva decât despre morții vii ai politicii românești. Bun, că tot făceam această incursiune cu Robert ăsta și cu celălalt Robert. La ora la care discutăm, artiștii, probabil peste tot în lume, de fapt, la ora asta își văd de ale lor, pentru că este că duminică seara și publicul are nevoie de distracție. Vreau să spun că la Zoo Libereț, la ora asta, siguranță că s-a ridicat în Berna drapelul grădinii zoologice respective, mai ales că animalele s-au culcat, veac pur, ei nu vor mai trimite pe cineva la Timișoara, unde, într-adevăr, tramvaiul, electricitatea, Viena, sunt toate mai aproape decât de Libereț, da? Însă iată că nu le-a servit la nimic. Atunci când ești prost în general și faci lucrurile prost, din totdeauna cazul lui Nicolae Robu, spre care am tot vorbit, dar se pare că degeaba, era firesc ca într-o zi să degenereze situația în asemenea mol. Zebra este de vină, vă dați seama. În România cine se poate să plătească? Nu va plăti nimeni, bineînțeles. Și dacă va deveni o afacere de stat, pentru că totuși îi rog pe cretinii ăștia care susțin animalele din fața blocurilor să iasă un pic în stradă, da? Să manifeste. Zebra nu este tot animal, sau voi sunteți doar la protecția banilor? Sunteți, ok, n-am înțeles asta foarte clar. Deci voi sunteți protectorii banilor. Păi dacă ați fi protectorii animalelor, ați da o fugă până acolo. Încă taromul n-a suspendat cursele de Timișoara, din păcate, să mai poate merge la Timișoara cu avionul. Duceți-vă liniștiți acolo la business class, 40 de minute sunteți la Timișoara și luați acolo cuvântul, stați așa cu mâna un pic, că păreți îngrijorați, apropo de stârvul zebrei cu tare, și să ne dați niște explicații, că până una alta, în afară de zebră și de Traian Băsescu, eu nu văd pe nimeni vinovat în această chestiune. Dacă va ajunge pe mâinile lui Viorel Ponta, ăsta va da mâna, va da vina pe Traian Băsescu. Uite-l în Cațavencu pe Victor Ponta, un fel de sex simbol cu nasul lui Pinocchio, ăsta este. E un pic și de mazăre acolo, în abdomenul ăla, și chiar și în pantaloni. Ce se scrie în explicație? Pentru că nu putea să rămână de lemn tănase la succesul de public și de casă al cuvioasei Parascheva, premierul Victor Ponta vrea să intre în calendarul ortodox sub numele de cuviosul bipolarie, izvorătorul de bir. El este, mai sunt și alte subiecte interesante în Academia Cațavencu, le găsiți la interior și pe ultima pagină, unde totdeauna dau relief unei reviste care stă să moară dacă nu. Și avem o situație și astăzi. Noi să revenim la rubricile care ne-au consacrat și continuăm cu mortul zilei. Este o hecatombă, pur și simplu, în ultima vreme, între artiștii de muzică populară. Lacrime, așadar, în toate colțurile țării. Ramona Fabian, accident de circulație la 34 de ani după ce cântase la o nuntă, a intrat sub un tir
Venind cu mașina spre casă, Rela Lucan, 43 de ani, găsită moartă în cadă, se pare că de grija dușmanilor, care o scorodeau, a făcut atac de cord săraca. Și astăzi, la 86 de ani, uriașa Angela Moldovan, practic de pe vremea lui Whitney Houston, n-a mai murit în lumea muzicii cineva de o asemenea calibru, din cauza unor nenorocite de probleme cardiace. 86 de ani era prezentată Angela Moldovan la televizor de ca și cum ar fi murit la 21. Da, o dramă, o jale extraordinară. Da, asta este. Deocamdată n-am putut să o avem în direct în studio, nici pe ea, măcar spiritul ei sau pe cineva foarte apropiat, pentru că am impresia că ne vom transforma cât de curând în televiziunea lui Ferpar, aia care au ratat până la urmă, știți, pe internet. Era o televiziune care se lansase, nu știu cum se numea exact, Cimitir TV, sau nu știu, era o televiziune toate îndrăzneață, care ne promisese la un moment dat că va cumpăra parastasele lui Michael Jackson. N-a mai reușit și a și dat faliment, pentru că probabil tot Mihai Tatulici era implicat pe acolo și s-au curățat. Născută la 19 septembrie 1927 la Chișinău, în Republica Moldova, a trecut pe la Târgu Mureș, Timișoara și Suceava, a fost căsătorită de două ori cu Victor Moldovan și cu textierul și scenaristul Mircea Bloc. Fata a devenit cunoscută în anii 60 cu melodia La oglindă, între timp asta a devenit și poezie, fusese scrisă de George Coșbuc. Nu-i nimic, astăzi o scriu pușcăria și o să revenim la un moment dat. Mi-am făcut Bundiță nouă, un cântec pe care îl învățase din Basarabia. A reușit să treacă prin toți anii aia de tristă amintire, pentru că atunci muzica populară era la mare trecere. În 2002, pe 29 noiembrie, a primit Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler, care nu înseamnă aproape nimic, după cum știm, dar pentru crearea și transmiterea cu talent și dăruire a unor opere literare semnificative pentru civilizația românească și universală. Un fel de Laszlo Tökes până la urmă și Angela Moldovan asta. Cred că ar trebui să ascultăm, când ne ducem acasă, nu aici în direct, să nu facem chiar o mană, melodia celor de la Modern Talking, cu Angie's Heart, dacă mai țineți minte, de pe 1985-86, un hit fabulos. Celor de la Modern Talking, că probabil tot la această Angela făceau și ei referire, un nume într-adevăr predestinat poporului român. Toate angelele României au fost femei focoase. Da? Într-adevăr, despre toate s-a tot scris. Frumusețe și asta, am văzut niște imagini de arhivă. În orice caz, vom avea ocazia într-o zi de vineri sau într-una de duminică, dacă sunteți pe recepție, înainte de emisiunea noastră, imposibil să nu se ajungă la un moment dat și la tragicul destin al cântărețelor de muzică populară. Ce credeți, doamna Tatoiu? De ce se sting astăzi cântărețele de muzică populară așa una după alta? Și vom dezbate alături de doamna Tatoiu cum dezbăteam pe timpuri alături de Lăptar. Știți, când venea Lăptarul și îți punea sticla aia de lapte în fața casei, tu având abonament și el având datoria să ți-l aducă, mai schimbai două vorbe cu el. Tu din slugărnicie față de Lăptar, pentru că știai că dacă nu, îl ați fură laptele sau scuipă în el. Da, că așa se face în România. Și atunci mai stătea un pic, poate chiar îi turnai și lui un deget de lăptic, să vadă și el cu ce se ocupă. Dar mai vorbeai despre pensii, mai, dacă nu era nimeni în jur, poate chiar mai ziceai ceva de neanicu, deși nu riscai, pentru că Lăptarul era și el până la urmă un securist și așa mai bate. Dar cam așa se întâmplă și cu Madame Tatoiu. Vorbim despre vremurile alea care nu ne interesează. Cam asta e competența doamnei Tatoiu. Da? Cred că despre sticlele de lapte Madame Tatoiu ar putea să ne spună, aia a trăit și ea, nu? Deși nu pare, doamna Tatoiu a avut și ea o copilărie. N-a băut și ea laptea, ea a băut, știu, de la țară. Lapte adevărat, nu stătea după lăptarii noștri. Ei, atunci a băut ca nomenclaturiștii. Laptele la de sus, da, care direct de sus, din cer, picura așa în gurița doamnei Tatoiu, la original. Sunt absolut convins, da? Ea s-a dus peste tot, a avut rude prin Transilvania, a avut prin Bucovina, o să vedeți, prin Maramureș. Deci n-a băut picătură de apă pusă în lapte. O, numai ce era mai demn de la sânul bivoliței, de la ugerul cămilei, de la... Dar ce era mai demn s-a dus direct în sufletul doamnei Tatoiu. Dar nu-i nimic, o să vină Florin Condurățeanu. Și nu uitați mâine întâlnirea cu Andreea Pora. Am atâtea pe cap că nici nu știu ce să mai anunț.
Da. Și bineînțeles Grigore Cartianu, dar să mai îmi trimiteți câte un SMS ceva, mai ales doamnele, dacă vedeți că mai uit câte o chestiune. Nu uitați mâine așadar întâlnirea hebdomadară de luni cu Andreea Pura, așa, cu Grigore Cartianu aici, Cartianu, să năsucul, așa, toți prietenii noștri de fiecare zi de luni, Robert Turcescu iarăși într-o cămașă dintre aia, să va întoarce foarte rapid vorba lui, da, și probabil că vor curge subiectele de importanță colosală pentru țară. Bun, haideți acum să facem și un pic de poezie. Da, am săturat de morți, am săturat de clauni, hai să trecem un pic la lucrurile concrete. Știți că la poezie ne pricepem. Și o să vedeți că se poate lăcrima și pe bune în România. Uite, ne-am gândit așa zilele astea, domnule, ce bine că din când în când, nu l-ascultați pe Victor Ponta, că el vorbește ura din el, da? Haina neveste-si, nu el, cu gura lui. Ideea este că din când în când intervențiile DNA-ului în mijlocul societății și în general în justiției printre oamenii de bine ne ajută. Astfel, o conjunctură, sigur, pentru unii nefavorabilă, de iată că pentru istoria României mai mult decât interesantă, niște personalități ale istoriei noastre, cum spuneam, au ajuns după gratii. Și aș face referire nu la cine vă gândiți, nu nici vorbă, ci la Corneliu Iacubov, mare om de afaceri, fostul lider sindical Marius Petcu, toată lumea își amintește de el, și de asemenea fostul președinte OADO Florentin Scalețchi, trei nume totuși cu care ne putem mândri oriunde, chiar și Titus Corlățean ar fi putut să facă referire la dânsii, dacă știa cum să introducă în discuție în Marea Britanie, unde s-a deplasat recent, s-a făcut de râs. Ei au publicat analize economice, o să vedeți imediat câteva frânturi de vorbe, nu ne permitem mai mult, pentru că astea costă, vorba lui Miron Cosma, astea costă și nu putem să le dăm noi pe gură până ce drepturile de autor ale respectivilor nu vor funcționa. Și poezii, deci poeți și analiști economici au devenit acești cetățeni, în revista secției a doua a penitenciarului Rahova, numită Încercări. Este un fel de revistă Viva, VIP, cum vreți să-i spuneți, Ciao, Unica, ce ne mai vine nouă pe tarabă. Chiar aș face un apel pentru oamenii ăștia de bine, nu ne mai trimiteți pești de televizor, mai bine să ne trimiteți operele complete ale tovarășului Mao, să ar fi prima rugăminte cine le mai deține pe acasă. Hai, vreo văduvă de securist ceva. Poate le descoperă pe sub săpunurile alea, pe sub lavanda aia furată de securistul de bărbasul de prin sudul Franței când se plimba teleleu pe acolo prin anii 70, da? Cine știe? Da, printre molile alea care și-au găsit sfârșitul acolo, poate avea, cine știe, și operele lui Mao vrâte undeva. Și uite, dacă puteți să-mi faceți rost și despre revista penitenciarului Rahova, faimoasa revistă Încercări. Ok. Deci, Corneliu Iacubov, condamnat la 7 ani de închisoare pentru prejudicierea RAFO, onești, hai să fim serioși, publică o analiză economică, fiți atenți, fraților, intitulată nici mai mult, nici mai puțin, Armagedonul financiar și economic din Comunitatea Europeană. Da? Citez, dar încă o dată vă spun, e doar ideea de moto, așa pot să vă dau, pentru că omul va scoate după asta milioane de euro. Istoria ne arată, zice pârlier extraordinarul Corneliu Iacubov, ne arată că nerezolvarea crizelor politice prelungite, având la bază crize economico-financiare, duce inevitabil la conflagrații mondiale. Suntem astăzi într-o asemenea situație? Zice Iacubov ăsta, cu siguranță nu. Păi atunci de ce îți mai pui întrebarea, bă? Extraordinar. Și pune o întrebare kilometrică. Bun, nu. Noi suntem tot bâtă de economie, ca Victor Ponta. Sigur că încercăm să facem un mișto ieftin. Nu, e adâncă de tot, da? Fiți atenți mai departe. Ce mai scrie el și cu asta propun să închei? Românii trebuie să înțeleagă, zice coruptul de Iacubov, că lumea în care trăim astăzi este o lume a învingătorilor și nu o lume a învinșilor. Să aude domnul Voiculescu? Să înțeleagă că nimeni nu ne va oferi gratis nimic și că supraviețuirea noastră în Comunitatea Europeană depinde numai de noi. Extraordinar!
Asta spune Corneliu Iacubo. Vedeți, dacă îl lăsam în libertate, cât mai putea să fure în timpul ăsta? Ai un miliard maximum, sigur, de euro. Un miliard, da? E, și mai adăuga la miliardul pe care furase deja încă unul. Mare lucru nu se schimba în România, trebuie să recunoaște. E bine, cu aceste idei se poate construi o țară. Chiar îi rog pe politicienii de tip MRU, de tip, cum îl cheamă, pe Neamțu, de tip Predoiu, de tip Elena Udrea, indecișii politicii de astăzi, credincioșii politicii de mâine, dacă toții sunt la Sfintele Moaște acum, să se inspire din aceste chestii, tot un crez, până la urmă tot către Dumnezeu ăla politic și economic ne îndreaptă Iacubov. Da, să nu ne eternizăm aici, întrucât nu este singurul geniu aflat în pârnaie. În paginile revistei, slavă Domnului, apare și semnătura lui Marius Petcu, fostul lider CNSLR Frăția, care semnează nici mai mult, nici mai puțin decât două poezii. Uriaș. Manifestările sale lirice, păcat că numai. Pentru prima oară că regret că a murit Adrian Păunescu, nu de alta, dar aveam cu cine să-l comparăm. Îi puteam chiar confrunta. Nu la Nadia Ciurlin, dar la Nelu Barbu, mai știu, sau la Sorin Barbu, sau cum îl cheamă pe ăla de a dezerta din PPDD? Cum îl cheamă pe Barbu? Tudor Barbu, da? La Tudor Barbu. Îi făceam o emisiune lui Tudor Barbu și că ăla trebuie să fi fost păunist, bă, cum arată. Da? Ăla îl susținea până în pânzele albe pe Adrian Păunescu, m-a intrat Cristoiu prin telefon și îl aduceam pe Marius Petcu. Ai fiți atenți ce spune? Uriașe. Dacă se năștea în secolul XIX, vindea mai bine decât Maupassant. Fiți atenți. Maupassant zice că 2 milioane de volume pe an să vândă, încă și astăzi în lume, incredibil, am citit astăzi într-un ziar, Albert Camus zice că vinde 6 milioane de cărți pe an. La noi, toți ăștia care au scos câte o cărticică, toți ăștia care sunt laureați potențial ai premiului Nobel, un gherțoi de ăsta care publică și el, vorbește de bestseller la 60.000 de exemplare. Țineți minte când se discuta, da, 60.000 bestseller, nu, la 2.000 deja e succes de librărie. Deci Albert Camus, să împlinesc acum 100 de ani de la nașterea lui, a vândut anul trecut 6 milioane de exemplare în afara Franței. Și cam asta înseamnă totuși un scriitor, da? E, ăștia la 20.000 nu mai poți să discuți cu ei. Îi suni și nu se formează la ei, într-atât de mare au ajuns, da? Ok, nu-i nimic. Marius Petcu încă nu e la 6 milioane, da? Dar o să ajungă. 3 milioane a vândut de Străinul și aproape 3 milioane numai de Ciuma anul trecut Albert Camus. Bun, Marius Petcu. Și acum își văd de viața lor în continuare, versul 2, au și uitat de răul ce au făcut și că pe cel de l-au făcut pierdut îl doare nedreptatea cât îl doare. Băi, asta e păunescian la sfârșit. Deci nici măcar nu știe cât îl doare nedreptatea. Face o virgulă totalmente nepoetică aici, mari poeți îmi vor da dreptate. Tocmai aici ai geniu, da? Nici nu te așteptai. Îl doare nedreptatea, virgulă, cât îl doare. Bună. Mai departe. Cu gândul ăsta clipele trec greu. Cum de-au lăsat principii și onoare? În ce să cred eu azi și mâine oare? Cum să privesc oglinda și să fiu tot eu? Monumental. Deci asta dacă scria într-o limbă de circulație mondială, era Dumnezeu, da? În maghiară, să zicem. Mă, era Dumnezeu, da? Nu permit să mai citesc o dată. Este din ce în ce mai frumos. Exact ca marea poezie contemporană. Da? Începe nesemnificativ, aproape plictisitor, primele 2-3 versuri sunt slabe și are o emoție dintre asta crescând, așa ca un vârtej. Practic, ultimele 3-4 silabe nu le mai poți rosti, doar le gândești încă o dată. Și acum își văd de viața lor în continuare, au și uitat de rău ce au făcut, până aici și Neanicu scria, și pe cel de l-au făcut pierdut, ce deja începe, îl doare nedreptatea cât îl doare, fabulos, pe care sfârșitul de primă strofă, ca la mari genii, da? Și deja sfârșitul de primă strofă era teribil. După care strofa a doua te face zdrențe, da? De fier să fii, de lemn ca Victor Ponta și tot în moi, așa, cu gândul ăsta clipele trec greu,
cum de-au lăsat principii și onoare, am meditat adânc, în ce să cred eu azi și mâine oare, el fiind un jnapan, așa, cum să privesc oglinda și să fiu tot eu? Asta ar trebui să-și o pună Dan Voiculescu pe frontispiciu blocului ăla, luat pe hectarele alea, da? Pe turnul antenelor, acolo, asta, chestia asta, cu atâta să citim exact, cum să privesc oglinda și să fiu tot eu? Poezia se numește banal Gânduri libere, probabil că proștii aia care țin revista penitenciară i-au schimbat titlul. Așa se întâmplă, când ești prea deștept, vine unul, o recenzie dintre asta, o corectură de-asta banală și ăla nu te înțelege. Da? Un cenzor ordinar, probabil că un paznic de ăsta care număra cheile de dimineața până seara, era tăiat cine știe ce, cred că se numea Shakespeare, sau Shakespeare pe lagună, sau cine știe ce, era un titlu probabil genial. Bun, Marius Petcu, vă reamintim, dar asta nu contează pentru că am învățat, da? Artiștii, mi s-a spus și nouă atunci când l-am îngropat pe Păunescu, l-am îngropat din punct de vedere științific, din punct de vedere al publicisticii, aici nu la modul banal, obișnuit. A fost condamnat Marius Petcu la 7 ani de pușcărie pentru corupție, fiind acuzat că a primit undeva în jur de 1,4 milioane de lei de la administratorul unei firme, cum se obișnuiește în România, da? În schimbul atribuirii unui contract pentru lucrări la un centru din Znagov. L-au prins cu bănuțul, a fost flagrant, a ajuns la pușcărie. Dar haideți să nu ne îndepărtăm prea mult, întrucât, deși din asta o să rămânem, pentru că noi suntem niște neofiți, niște cititori de ziare tabloide, da? Niște cititori de Gazeta Sporturilor, ăștia suntem, da? Noi nu o să înțelegem mare lucru din ceea ce ne va spune acum alt pușcăriaș, Florentin Scalețchi, fost președinte al Organizației pentru Apărarea Drepturilor Omului, OADO, așa, sună african, dar nu e. Acesta a semnat numai puțin de 8 poezii scurte, în care vorbește despre tragedia interioară pe care o provoacă viața în detenție. Fiți atenți un pic. Deci, asta e de meditat și de transmis nepoților, dacă mai aveți timp să-i faceți. Singur în celulă, eu în locul lui aș fi scris singur în celulă, ca să îi trimit, practic, după țigări, pe toți ăștia care veneau după aia să-mi studieze opera. Cum era tu, Octavian Scalețchi, pardon, Florentin Scalețchi, era să fie și ăsta un corupt și jumătate, da? Cum ar fost să scrie singur în celulă, a? Cu viața mea în care înmuguresc. Ăsta e versul 2. Versul 3, lacrimile primăverii. Versul 4, visele-mi sunt libere. Versul 5, gândurile la fel. Și finalul, care este fantastic. Dar ele nu pot umbla fără mine prin lume. Ha? Pare el așa, pentru prostime încă o dată spun, dar am nevoie aici, nu știu dacă puteți să sunați un poet, nu știu, un Pascalopol măcar. Da, o rudă de-a lui Adrian Păunescu, nu știu, pe cineva, să ne spună că nu e așa că nu greșim, nu e așa că tocmai Scalețchi ăsta, sunt niște versuri enorm de adânci pe care nu poți să ajungi să le scrii decât dacă faci pârnaie. Ăsta are de executat 6 anișori pentru că a luat șpagă 20.000 de euro. Deci încă o dată spun, Ponta, toți ăștia care înjură că DNA-ul intră în sufletele românilor, practic îi debarasează de dinții de aur, de verighetă, îi face praf pe toți, să fie mai blând un pic cu aceste aprecieri. Unul la mână că nu se pricepe, doi la mână că ar avea cu totul altele de făcut decât să ne povestească despre DNA, nu-i rolul lui, și trei, să lase istoria totuși să-și vadă de mersul ei. Pentru că, iată, 3 oameni despre care s-ar fi spus doar atât, că sunt businessmen, că sunt prietenii lui nu știu cine, că au făcut afaceri, că și-au pus familia la adăpost, că sunt șpăgari. Dar uitați, sufletul, practic, da? Că noi pentru asta trebuie să-i judecăm după ce vor pieri. Nu mai avem voie să zicem nimic atunci de ei. Nici acum nu avem voie că sunt căzuți. Și să vă spunem, păi ce ați făcut, domnul Banciu? Ați dat în Scalețchi? Ați dat în Florentin Scalețchi? Asta nu știți câte gure a hrănit ăsta. Cât a încercat el să facă pentru oameni, a luat 20.000, nu asta ați văzut când i-a luat? Nu. Păi ați văzut? Și atunci, ce comentați, domnule? Până asta aveți încredere în justiția asta? Da, domnule, am. Înseamnă că sunteți băsist. Nu, domnule, nu sunt.
Nu sunteți. Lăsați-mă, domnule, pe mine, cum nu sunteți. Până să știți ce a făcut domnul Scalețchi. Haideți, domnule, că vă invit acasă să vedeți cum copiii lui... Pe copiii lui la ce să mă uită, domnule, acum? Soția lui, o gospodină extraordinară, domnule, o femeie... Doamnă, chiar mă adresez dacă există vreo doamnă Scalețchi. Doamnă, chiar pupați poza lui Florentin Scalețchi în fiecare seară? Dormiți, mă rog, vorba vine, că știu că nu puteți să dormiți. Vorbiți câte 4 ceasuri cu Florentin Scalețchi în fiecare seară? Mă gândesc că totuși e mai util. Oameni, iertești pe mine cel de sus, da? Nu-i fi mai util să vorbești cu unul care e la pușcărie și nici nu-i departe de tine decât cu unul care e pe lumea cealaltă? Deci dați-i mai departe, doamna Scalițchi, că nu se știe niciodată. Vă promit că Nadia Ciurlin va face o emisiune și cu duhul lui. Da? Nici o problemă. Într-o zi de vineri, tot așa, pe la 9 și ceva, da? Când ne-am trezit că ploua un pic afară, o emisiune cu duhul lui Scalițchi, cu da, ce a lăsat în urma lui, ca duhul lămpii. Cum a intrat duhul respectiv, să vină de ăștia, niște psihopupu de ăștia, care să ne explice exact cum e, cum s-au dus ele, ce familii sunt convins, să vină unul, o doamnă Cojocaru, parcă o chema pe aia, care îți zicea cu astrele, cu numerele, de ăștia care le știu pe toate în lume. Un Monica Tatoiu, evident, un Monica Tatoiu mai chircit așa, dar aici, cu noi, să ne spună, domnule, că crezi că e așa simplu? Cum s-a ajuns? Familistul ăsta a pus deoparte cei dragi, poze pe ecran, cum glojdeau ei în vila familiei, da, făcută prin muncă, ce mai contează acum, nu o să spună Nadia Ciurlin cât a furat Scalețchi. Rolul emisiunii nu este ăla, vă reamintesc, da? Așa, discutându-se cum urcau ei cu câinele, bineînțeles, dita mai câinele, acolo un dulău de la un ciobănesc de la German, Saint Bernard, probabil, cum urcau cu scările alea de marmură către vilă, către piscină, la Bușteni, la Azuga, cum au lucrat ei pentru mediu, cum căsuța aia s-a făcut practic peste o baltă, n-au tăiat nimic, nici un copac, acolo braze au plantat în jurul lor, cum au tăiat și mi l-au ridicat că schimba și el 20.000 de euro de monopoli într-o zi pe piață, l-au luat. A trebuit acum ca să, vedeți, asta a ridicat și ce înseamnă omul căzut. S-a apucat, da, exact, adevărat un mit al pușcăriașului nemeritat, care acum a devenit poet. Este un poet de o luxurianță hămesită. Da, deci este un om nemaipomenit, acest Florentin Scalețchi. Cine știe la cum merg lucrurile în învățământul românesc, la cât cap au ăștia, e posibil chiar să-l studiem. Cei care încă nu și-au dat bacalaureatul, dar vorbesc în numele clasei politice, aici sunt asentimentul lor. Dacă nu vă grăbiți, nu e nicio grabă să vă luați, după declarațiile lui Valeriu Zgonea, puteți să vă luați bacalaureatul la 80 de ani, nicio problemă. Da, atunci poate că veți citi din colegii voștri, da, din Scalețchi, din, cum îl chema pe ăla, am și uitat numele, din Iacubov, din Marius Petcu, ăsta are nume de poet chiar, Marius Petcu. Să știți că avea ceva din Beniuc. Acum îmi vine în minte. Bine, nici ăla nu era prea clar cu el, dar oricum, are ceva din Beniuc, stai să vă spun exact ce-i din Beniuc la el aici, să nu se spună lumea că am citat la întâmplare. Uite aici ai din Beniuc. Uite asta e. În ce să cred eu azi și mâine oare, dar nu aia cu oglinda, aia nu-i din el, deci în ce să cred eu azi și mâine oare, cu gândul ăsta clipele trec greu, ha? Și aici mai băga el una de-a lui care te ducea cu gândul la tovarășul, sau, mă rog, așa se spunea că te ducea la tovarășul. E bine, e bine că politicienii, iată, se pot transforma. Noi care credeam, dădeam în ei de dimineața până seara, de fapt, ce se ascunde în spatele lor? Hai că e interesant, Adrian Năstase ați văzut. Da? A vorbit numai despre lucruri, despre politică dură, economică, nu știu ce. Dar dacă îl mai băgăm odată la pușcărie, cu Zambaccian acum, dacă intră și doamna lui, Dumnezeule, aia trebuie să aibă un condei, mamă, ce o să scoată asta? Și acolo vom vedea, pronosticul meu, doamna Năstase va scrie povești pentru copii. Vor deveni alea un fel de povești nemuritoare. Da? Gata cu creangă, gata cu poveștile astea românești, folclorul tradițional, s-a terminat. Da? Gata cu Perrault, gata cu Andersen. Vom învăța poveștile Danielei Năstase. Da? Pentru anii care vor, fie că îi convine CTP-ului, fie că nu, asta se va învăța la școală la un moment dat. Dom'le, dacă doamna are talent, nu era româncă de-a noastră? Trebuie să facem licitații acum să vedem care pușcăriași europeni au mai mult talent.
Nu văd de ce. Bun, ajungem și la CFR Marfă, pentru că aici Traian Băsescu se pare că este vinovatul oficial de acum. Victor Ponta l-a găsit, nu mai este niciun fel de discuție, l-a găsit vinovat pe Traian Băsescu după ce, citez, președintele statului a dat ordin să fie luați toți de DNA, iar în aceste condiții funcționarii, zice Victor Ponta, pe bună dreptate sunt foarte temători. Deci vedeți care este reacția primului ministru al unei țări? DNA-ul, mă! Deci cei care au dreptul să facă ce vor. Să te ancheteze și dacă nu ești vinovat, să-ți dea drumul acasă. Da, dacă ești vinovat, să te bage la pușcărie. Este o instituție care practic nu are de dat socoteală nimănui. Direcția Națională Anticorupție. Nu-i treaba premierului, nu-i treaba președintului, evident, da? Premierul României, totuși, le spune investitorilor și potențialilor investitori, vă vedeți un pic, eu în locul vostru nu m-aș băga. Pentru că este unul aici, Băsescu, da? Jigodii asta, care nu face altceva decât să trimită câinii aia de la DNA după voi, pe care nu-i putem eutanasia, că nu sunt ai noștri, și aia să vă prindă de fundul pantalonilor, să vă... Domnule, nici eu n-aș mai avea încredere, practic, transmite Victor Ponta, și că de asta investitorii ezită. Toți sunt de nivelul lui Dan Diaconescu, de nivelul lui Gruia Stoica, au banii, asta vreau să spun, au banii, da? Pot în orice zi să-i da, dar de frica lui Traian Băsescu ei nu-i mai scot. Deci ăsta este premierul care ar trebui să vegheze, din câte știm noi, da? La multiplicarea șanselor pe care investitorii străini le-au în România. Cum a încercat, de exemplu, Titus Corlățean. Numai că, sigur, lui nu-i merge gura la nivelul de aia, nu-i Victor Ponta. Dacă ar fi fost Victor Ponta, da, era premierul României astăzi, Titus Corlățean. Nu, el este în altă situație, s-a dus la Londra să vorbească cu englezii de șansele și de extraordinarele beneficii pe care investitorii din Marea Britanie le-ar avea dacă ar veni în România. Și le-a spus ălora că poporul român o duce bine, o țară prosperă, România. Avem o infrastructură solidă, a zis Corlățean, au început să râdă, pe care el i-a făcut xenofobi, a deraiat, a zis că nu s-a aștepta ca presa din Marea Britanie să fie atât de tâmpită. Da? Vă citez imediat, exact. Imediat, că mi s-a părut totuși interesant asta cu Corlățean, nu știu că o aveam undeva, foarte bună în orice caz. Un subiect pe care eu spun că merită să-l tratăm. Stai că imediat o să dăm de el. Bă, dar bere ăsta era uluitor. Fiți atenți aici. Vreau să spun că suntem foarte dezamăgiți. Adică noi românii. N-am venit aici ca să critic presa britanică, dar totuși nu ne așteptam la așa ceva. Adică la primirea asta din partea Marii Britanii. Sunt multe oportunități de afaceri profitabile în țara mea pentru britanici. Și se trăiește bine, avem o comunitate britanică activă. Vrem să încurajăm nu doar investițiile britanice, ci și oamenii din această țară să vină la noi. Avem bănci puternice, o monedă puternică, o infrastructură solidă, agricultură și tehnologie. După care, dându-și seama că ai numărat chiar cam multe, a zis, chiar sunt multe oportunități. Deci ăsta este ministrul român de externe, Titus Corlățean, în vizită la Londra. După cum știți, am auzit astăzi la niște posturi străine, este evident, da? Germania și Franța, nu numai că nu ne vor în Schengen, absolut deloc, dar regretă din tot sufletul faptul că România și Bulgaria au intrat în Uniunea Europeană și au asumat, practic, în fața electoratului acest ultra-mega eșec. După cum știți, în Franța situația este dramatică din punct de vedere politic. Frontul Național este mai sus ca oricând. Da? Marine Le Pen, în momentul de față, ar câștiga alegerile prezidențiale din Franța, iar Frontul Național bate pe unde apucă candidații reuniți ai dreptei și ai stângii, dându-și seama că este pe val extraordinar. Madame Le Pen a declarat că dă în judecată pe oricine în lume, va mai spune că partidul ei, Frontul Național, este un partid de extremă dreaptă. Deci, iată că lucrurile au... Și am auzit-o astăzi pe Madame Le Pen, vorbim 45 de minute fără să fie întreruptă la RTL, la postul de radio francez, dar despre situația romilor, despre situația Franței în momentul de față, și a spus în mare așa,
Franța, dacă ea va deveni președinte, ceea ce dacă alegerile prezidențiale aveau duminica viitoare s-ar întâmpla, da? Nu din primul tur, dar din al doilea tur, închide frontierele, deci Franța închide frontierele, negociază 4 chestiuni care nu-i convin doamnei Le Pen în acordul cu Uniunea Europeană, dacă nu va avea câștig de cauze la cele 4, în special în tet-a-tet cu doamna Merkel, iese din Uniunea Europeană, da? Și trimite acasă tot ce este străin. Deci să ne ferească Dumnezeu, îi anunț și pe profesorii de litere din România, pe al de Cărtărescu, pe al de toți ăștia care dădeau cu tifla festivalurilor și simpozioanelor și mai știu ce prin Franța, că nu vor mai ajunge la Paris nici să pună în genunchi la ambasada Franței. Deci ne pasc vremuri grele. Asta este și doamna Le Pen a zis din prima, România și Bulgaria, dar ceea ce se asumă și Emmanuel Valls, ministru de interne al Franței, a fost uriașa eroare a Uniunii Europene. Deci asta vă spun eu din ce se vorbește real, tăticule, acolo. Nu din ce ne păcălesc ei pe la când vin pe nu știu unde și ne spun nu. O să vedeți mâine în ziare. Germania susține intrarea României în Schengen. Lăcătușul o va face! Da? Să vă duceți, Olanda ne susține, nu ne susține nimeni, tată. Deci este marele lor eșec, România și Bulgaria, situația romilor este incredibilă, pe care doamna Le Pen îi făcea de fapt țigani, nu le spunea romi, dar este uriașă, da? Și în aceste condiții să ne vedem noi de Ponta și de Căcărău, că nu o să ajungem niciodată nicăieri. Ne întoarcem după o pauză. Băureanu Cristina din Iași a plecat spre prietenii ei cu al 4-lea Renault Captur câștigat la promoția Bergenbier. Prietenii știu de ce. Participă și tu și câștigă una dintre mașinile pregătite să ajungă la prieteni. Biscuiții Poieni. Mai bogați în merișoare, alune, unt și miere. Și în dragoste. Poieni, prețuiește bogățiile românești. Într-o lume plină de factori nocivi, investește astăzi pentru sănătatea ta de mâine. Revidox și Ox by Revidox, porția ta zilnică de sănătate și tinerețe. Vino la Simply Blue, cumpără Revidox capsule și Ox by Revidox cremă de față anti-aging și primești cadou un contur de ochi Ox by Revidox. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Când ai simptome de gripă sau răceală, totul pare mai dificil. Nurofen răceală și gripă conține două substanțe active care acționează eficient împotriva simptomelor de gripă și răceală: febră, durere în gât, durere de cap și nas înfundat. Pentru ca tu să te bucuri din nou de viață. Nurofen răceală și gripă țintește eficient gripa și răceala. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Este important pentru noi toți să avem planuri de viitor și să avem energie pentru a le realiza. Este important pentru noi toți ca generația de mâine să aibă modele adevărate. E important pentru noi toți să producem în România, pentru că numai așa ne vom susține prin forțe proprii. Și e important să-i respectăm pe cei care ne sunt alături. E important pentru noi toți să-i convingem pe alții că în România merită să investești. Însă cel mai important pentru noi toți este ca drumul pe care România va merge să fie cel al performanței. Petrom. Performanța inspiră. Când vine vorba de sănătate, ți-ai dori să ai parte de tratamente de calitate fără să fii stresat gândindu-te la ce costuri vei avea de suportat. Cu AXA ai acces la servicii medicale de calitate, iar în caz de spitalizare, operații sau diagnosticare cu o boală gravă, poți avea cheltuielile acoperite. Pentru ca tu și cei dragi să vă continuați viața în liniște, alege asigurarea de sănătate de la AXA. AXA Asigurări. Redefinim standardele. Sunt educatoare. Îmi place să lucrez cu cei mici și nu pot lăsa nimic să-mi distragă atenția. De aceea, de când port proteză dentară, am devenit mai atentă la ce mănânc. Mi-era teamă că fragmente alimentare vor pătrunde sub proteză. Crema adezivă Corega fixează proteza dentară și împiedică pătrunderea fragmentelor alimentare sub aceasta.
Datorită cremei adezive Corega pot să mănânc ce vreau și pot să fac ce-mi place. Îmi place ca apa pe care o beau să aibă un gust desăvârșit. Dar îmi place și să economisesc. Tehnologia de filtrare Brita transformă apa de la robinet, reducând clorul și impuritățile. Este atât de ușor și costă atât de puțin. Brita contribuie și la reducerea deșeurilor din plastic. Vrem să facem lumea un pic mai bună. Brita. My water. My life. Uite, tati, știi ce înseamnă asta? Că ai surprins un norișor bufos? Înseamnă că mami e acasă și ne așteaptă cu fragetă, care este bun și delicios. Și mie una în a câștigat în crede. Copiii trebuie ajutați să viseze, pentru că prin ei privim viitorul. Din grijă pentru copiii noștri prețuim natura și folosim cu încredere numai ce vine de la ea. Fragedo, cu încredere pentru viitor. Clubul de la Roma gândește strategii, trasează direcții și caută soluții economice. Clubul de la Roma aniversează 20 de ani în România. În 17 octombrie, la Banca Națională a României, în prezența oaspetului special, președintele clubului Bilderberg, Vicontele Etienne d'Avignon, Clubul de la Roma prezintă concluziile sale într-o conferință aniversară. Eveniment organizat de Media Consulta Internațional. Confort Urban Residence Rahova, cel mai mare ansamblu rezidențial din sectorul 5, te așteaptă cu cea mai bună ofertă imobiliară. Apartamente disponibile imediat. Prețuri de la 700 de euro metrul pătrat util. Apartamente all inclusive. Mobilier Mob Expert inclus în preț. Uimitorul Confort Urban Residence Rahova, un ansamblu rezidențial pe măsura pretențiilor tale. Ceea ce suntem ne-a dus aici. Libertatea ne-a adus aici. E în ADN-ul nostru. Inovăm, pentru că este în natura noastră. Noul Jeep Grand Cherokee. În cărțile serii, ca să nu spun ale zilei, recunoaștem unele din întrebările pe care tocmai le-am adresat în emisiune. Îl recunoaștem ca pe Marius Petcu. Să știți, unul dintre cele trei volume se numește Cine sunt eu? Vedeți, împrumutăm și noi de la marii noștri poeți. Secretele creierului uman. De câți prieteni ai nevoie asta să-l întrebați pe ciobanul ăla? Secretele creierului uman și Cine sunt eu? Trei volume din colecția IQ 230 la prețul de 89 de lei. Puteți comanda simplu trimițând un SMS cu textul litera scris cu majuscule la 1800 tarif normal. Veți fi contactat de operator după care acesta preia comanda, plata ramburs la primirea coletului. În fine, în evenimentul zilei de mâine, dezvăluiri bombă, tovarășului Dragnea din comuna Suraia, comuna Vrânceană, au fost recompensați cu antene TV, probabil înțepenite pe Antena 3 și pe RTV, și cu slujbe. Da, oamenii erau bătuți, se scrie aici, da, amenințați, da, și până la urmă obligați să voteze așa cum voia Liviu Dragnea. Să nu uitați mâine întâlnirea cu Andreea Pora, cu Grigore Cartianu și, bineînțeles, cu Robert Turcescu. Toate cele bune!